În anul 2014 a avut loc o nouă întâlnire pe munte, organizată de Asociația Creștină cu Caracter Interconfesional, Rugul Aprins. În acest an s-au serbat 10 ani de la prima întâlnire pe munte, iar evenimentul s-a remarcat prin atmosfera de familie, prin participarea numeroasă a tinerilor și prin prezența diversilor vorbitori de prestigiu din mediul evanghelic. Această întrunire de rugăciune, Rugul Aprins 2014, vreau să învățăm și vreau să cântăm. Aici la Polnoare împreună cu dumneavoastră și mi-a pus Domnul pe inimă să ne rugăm la Dumnezeu, Dumnezeu să curățească. Ești dispus să spui, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta. Așa am mișcat Duhul lui Dumnezeu ca în această dimineață să vorbesc despre un concept numit slujire. Întotdeauna a fost slujirea o problemă, dar în ultima vreme se vede că devine o mare problemă. Zice Ilie, fă și dă mie mai întâi. Adică, cu alte cuvinte, acceptă soluția Domnului, ultimele tale resurse, dă-le Lui. Și apoi veți avea și voi. Vreau să spun, dacă ești aici, medicul a spus, nu există o șansă pentru tine să ai copii, ca punte ce tare este praf. Acum puteți să zice așa, Dumnezeu meu a intrat la munte, la Ponoara, la Rugul Aprins, cu bebeluș pentru mine. And all week you've been building altars of prayer. Și în toată această săptămână de la început ați zidit altare de rugăciune. And the miracle power of God. Și puterea miraculoasă a lui Dumnezeu. It's manifesting. Se manifestă. Și au zis păstorul italian către noi. Au zis, veniți la noi și aprindeți-ne că am pierdut tot ce am avut. Și aveți voi acum, acum 50 de ani am pierdut. Fiindcă pompieri noi nu-mi dat bisericile, face ce-i la voi de adunat 800 de tine? E foc cu Duhului Sfânt în adunare! Doamne, nu mă lăsa, aprinde azi inima și fă-mă un rug aprins, să fie o mărturie până la sfârșit. A 10-a ediție Rugul Aprins e ceva foarte interesant, și anume, m-am uitat în Scriptură, și-au urmărit vindecările făcute de Iisus. Ce-am urmărit? Parcă de fiecare dată Domnul folosea un alt sistem. Eu la Rugul Aprins m-am gândit, începem într-un fel, e foarte bine și mergem așa. Dă-ți, Domnul, nu cum zici tu, caba. Da, eu neavând experiența, dar sistemele acestea oare vor fi benefice? M-a uimit Dumnezeu. Toate sistemele lui a fost extraordinar de benefice, dar foarte benefice pentru masa de oameni. Participanții acestei ediții au fost binecuvântați de prezența lui Dumnezeu, ca de fiecare dată. Aceștia beneficiind de vindecare fizică, spirituală și emoțională. Pentru mine personal, Rugul Aprins a fost o binecuvântare pentru toată familia mea. De cât timp vin? Vin de 4 ani, în fiecare an. Da, Domnul de fiecare dată mi-a vorbit, pentru că vin cu așteptări mari și Domnul le împlinește. M-am bucurat foarte mult că Sani a fost la închinare. A fost o combinație de închinare între Rugul Aprins și Sani și a fost minunat. Vin la Rugul Aprins încă din primul sezon, din primul an, din 2004, și am venit 10 ani la rând. Dragostea lui Iisus m-a adus aici, mă face să vin aici și m-am implicat în lucrarea de slujire la nevoia fratelui pastor Sami Caba. Îmi plac rugăciunile care se fac aici, atmosfera, cântările care parcă te înalță la cer, este deosebit. Am venit a doua oară, îmi place aici, am văzut de prima dată că este frumos, am simțit puterea Dumnezeu și unde-s mulți, e bine, îmi place. De prima dată am venit cu familie, dar acum sunt singur că am venit din Anglia, deci n-am avut cum să le duc acum a doua oară cu mine, dar de prima dată am venit cu familie, cu copii, cu toți. Rugul Aprins înseamnă că am venit să căpătăm putere de la Dumnezeu. Din localitatea noastră suntem în jur de 15-20 de mașini. Cred că peste 50 de frați. Placarea Duhului Sfânt, pot să spun că ne atingi și vrem să o ducem cu noi acolo, în biserică.